Lucrările la bulevardul Stan Vidrigin sunt tot mai aproape de finalizare. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, anunță faptul că bulevardul a fost asfaltat complet. După ce vor fi finalizate și ultimele lucrări, peste 900 de arbori vor da un alt aspect bulevardului. Au mai rămas doar câteva lucruri de pus la punct pentru ca și acest proiect ambițios să fie finalizat. Mai sunt lucrări de executat, inclusiv la noile linii de tramvai, iar săptămâna viitoare ar putea avea loc primele teste cu tramvaiul. Rămân de amenajat și și spațiile verzi și de plantat în aliniament stradal peste 900 de arbori.